Măi, voi mă știți că sunt fan Apple, nu? Și dacă nu știți, vă zic acum, chiar sunt fan Apple. Am și Apple Watch, am și AirPods, am și iPhone, am și MacBook. Am cam un ecosistem întreg de la Apple. Dar apar anumite chestii care mă dau cumva peste cap. Cum ar fi, dacă vă aduceți aminte, aveți dacă nu aici în card, Huawei-ul. Data trecută am făcut review la un Huawei P30 Pro, care a fost un telefon extraordinar. Este, de fapt, un telefon foarte bun, foarte fain. Azi avem încă un Huawei. Diferența între acel Huawei și acest Huawei este că ăsta este cumva la buget. Avem aici Huawei pe Smart Z. Am ales culoarea Midnight Black. Este apărut anul acesta. Este un telefon care are o chestie super interesantă care mi-i place super mult și de-abia aștept să vă arăt. Hai să facem rapid un unboxing și să vedem ce se află înăuntru. Sunt extraordinar de curios și vreau să vă arăt și vouă. Hai să vedem ce se află în cutie. Este un telefon care are un ecran extraordinar de mare. Vedem acum imediat și detaliile lui tehnice. Hai să lăsăm la un moment dat deoparte. Vedem ce mai avem în cutie. Bun, avem un plic cumva destul de mare în care avem așa acul pentru cartelă și o grămadă de instrucțiuni tehnice și, mă rog, detalii tehnice pentru telefon. Avem un cablu de încărcare și avem un cablu cu mufă USB Type-C. Huawei-ul pe Smart Z are USB Type-C ca mufă de încărcare. Avem și un încărcător. Este Quick Charge, nu pot să-mi dau seama dacă este Quick Charge. Nu, aparent încărcătorul nu este Quick Charge. Avem o pereche de căști, cu mufă jack. Telefonul ăsta mai are mufă În 2019 mai avem telefon cu mufă jack. Wow, telefon cu mufă jack. Huawei pe Smart Z. Avem 4 GB RAM de memorie, avem 64 GB de stocare. Este varianta Midnight Black. Hai să vedem și telefonul pentru că el face absolut. El este actorul principal, ca să zic așa. Pe spate deja putem vedea mare scris cu argintiu pe spatele telefonului. AI camera, adică are o cameră cu inteligență artificială. Sus avem slotul pentru SIM, avem un difuzor în partea de sus, avem un, este cumva pe marginea telefonului, este un grilaj pe marginea telefonului destul de finuț. Pe margine avem butonul de power și butoanele de volum. Pot fi ușor încurcate la atingere pentru că nu sunt distinctive în niciun fel, nici măcar vizual nu sunt distinctive, dar nu cred că ar fi asta neapărat o problemă. Pe partea de stânga nu avem nimic, pe partea de jos avem mufa de încărcare USB Type-C, avem mufa jack, avem orificiul pentru microfon și grilajul pentru difuzorul din partea de jos. Deci avem difuzor parte sus, avem difuzor parte jos. Asemănător celorlalte telefoane, nimic extraordinar deosebit. Bun, pe spate avem flash-ul, avem două camere, avem senzorul de amprente și multe, multe amprente pe spate. Deci, hai să deschidem device-ul și vreau să vă arăt imediat o chestie. Vreau să vă arăt ceva ce nu știu dacă ați sesizat până acum, dacă nu știți cum este construit device-ul, o să aveți o surpriză imediat. Bineînțeles, majoritatea device-urilor Huawei au acum MIUI, se numește sistemul de operare. De fapt, este Android cu interfață MIUI pusă pe deasupra. Are un ecran imens, un ecran absolut imens. Este mare. Putem spune că marginile sunt aproape, cred că în proporție de 98% sunt egale pe toate părțile, mai puțin jos, unde avem un spațiu mai mare, se numește bărbie, chin. O să setez și o amprentă în moment de față, dar mai întâi trebuie să setez o parolă. Și într-un final am pornit telefonul. Ok, am făcut toate setările, el a pornit și acum sunt curios să văd cât de rapid merge cititorul de amprente. Ia să vedem. Wow. Ok. Nici măcar nu trebuie să fie deblocat, nici măcar nu trebuie să apeși pe vreun buton. În momentul în care atingi degetul pe cititorul de amprente din spate, se deblochează ecranul automat. Wow. Este absolut instant. Foarte bine, Huawei. Foarte bine la treaba asta. Extraordinar. Hai să vedem cum se aude. Chiar sunt curios dacă din punct de vedere al difuzorului se aude destul de bine. O să intrăm pe YouTube puțin. Alin Svâncă. Alin Noachin. Voi de ceva timp ca să pregătesc niște materiale, să ofer conținut care să fie pe placul vostru și să învățați chestii noi și... Aparent difuzorul de sus nu este folosit în sunet, adică nu poate, văd că nu se aude nimic, cel puțin pe YouTube, în videoclipul de pe YouTube nu se aude nimic din partea de sus, din grilajul de sus, probabil este folosit doar pentru voce și nu devine activ când vine vorba de muzică sau ceva. Ăsta este cumva un minus, dar este un telefon de buget, este un telefon care cred că o treime, cred, o treime spre un sfert din prețul unui Huawei P30 Pro. Bun, și acum hai să ajungem la chestia pe care eu o așteptam cel mai mult și pe care vreau să vă arăt. Ce observați că lipsește din telefonul ăsta când aruncați o primă privire? Adică,
ecranul ăsta imens, este absolut incredibil, ok, avem difuzorul, dar camera, unde e camera? În afară de cele de pe spate, dacă vreau să fac un selfie, cum fac? Așa? Ei bine, nu. Pornim camera, acum sunt pe camera din spate și dacă dau pe camera frontală... Opa! Stați, că nu știu dacă v-ați, nu știu dacă v-ați prins de situație, da? Hai să pun așa, să avem ca fundal tricoul meu alb. Acum sunt pe camera din spate. Camera frontală. Deci, în spate, camera frontală. Și e silențios. Nu se aude aproape nimic. Și bineînțeles că vreau să testez puțin camera. Ok, dăm pe portret. Bineînțeles, are inteligență artificială atât pe camera frontală cât pe camera din spate. Hai să ne facem un selfie. La câteva secunde din activitatea camerei, deja ea se închide, pentru a nu lăsa spațiu să intre particule sau ceva în locuri pe care unde nu vrem particule sau ceva. Se pot vedea firele din barbă. Deci se pot vedea firele din barbă. Asta este incredibil. Hai să încercăm și camera din spate. Am pornit inteligența artificială pe camera din spate și deja îmi zice plant, când vreau să fac poză la plantă. Wow. Vai, 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 este un telefon extraordinar, este un telefon incredibil. Pentru un buget atât de mic, mă rog, eu sunt fan al camerei, da? Adică când vine vorba de camera telefonului, pe mine m-ai câștigat. Dacă este o cameră atât de bună, care te poate ajuta să faci niște poze excelente, să umpli Instagram-ul ăla de poze care să arate extraordinar de bine. Apropo, o să vină imediat un tutorial în care o să facem editări de poze pe Instagram. Mă rog, de editat poze pentru Instagram și nu numai, poze pentru voi să le editați ușor de pe telefon folosind doar câteva aplicații. Asta mai târziu. Telefonul din punct de vedere al performanței se mișcă destul de bine. Este un telefon mediu, da, adică nu vorbim de telefoanele high-end, telefoanele extraordinare din punct de vedere al performanței care apar în ziua de azi. Haideți să vedem un pic, să citim puțin despre performanțele pe care le are telefonul în momentul de față. Pentru telefonul ăsta avem în felul următor. Avem un ecran de 6,59 de inci, aproape 6,6 inci. Avem o rezoluție de 1080x2340 de pixeli. Asta înseamnă un pic mai lung decât Full HD. Dacă Full HD are 1920x1080, 2300 este mult mai mult decât 1920. Da, este și evident, dar da, este mai lung decât, mai lat, mai așa decât așa. Înțelegeți? Avem așa un procesor octa-core pe acest telefon și un GPU, un procesor grafic Mali G51 MP4. Acum, când vine vorba de camere, că tot v-am zis că sunt fan al camerelor, avem așa. Pe spate avem două camere, una de 16 megapixel cu o diafragmă de 1.8 și o cameră de 2 megapixel cu o diafragmă de 2.4. Camera de 2 megapixel este folosită pentru a detecta profunzimea. Practic, ea detectă cât de aproape este obiectul de cameră și poate crea acel bokeh în spate. Poate înregistra până la 1080p30 de cadre pe secundă. Poate registra Full HD 30 de cadre pe secundă, nu zice nimic de slow motion, deci probabil nu poate registra slow motion. Camera de selfie este motorizată, după cum ați văzut, un principiu extraordinar prin care poți face ecranul mult, mult mai mare fără să fie încurcat de camere. Practic am scăpat de acel notch care cumva a terorizat toată lumea până în momentul de față. Aș teroriza, bă, mie personal îmi place. Îmi place notch-ul de la iPhone. N-am nimic cu el, chiar referă un... O chestie acolo interesantă. Dar telefonul ăsta a reușit să scape de cel notch prin integrarea camerei cumva pentru o funcție motorizată prin care să iasă din... Camera are 16 megapixel, diafragmă 2.0. Este disponibil pe mai multe culori. Toate sunt absolut magne de amprente. Genul ăsta de telefon vi-l recomand. Preț, calitate extraordinară. Huawei, faci bine ceea ce faci. Bravo ție. Și dacă tot merită un birou, hai să-i facem unul. V-am lăsat. Ne vedem de acum în fiecare vineri, cel puțin în fiecare vineri, la 7:15 și duminică, dacă apar vloguri sau tutoriale de acum, ne vedem tot la 7:15 în fiecare duminică. Vineri și duminică, 7:15. V-am pupat, v-am lăsat. Pa! AI camera, adică cameră. Hai să vedem cum se aude pe... Hai să vedem cum se aude difuzorul, să că... Puh! Are mai mult sens pentru Instagram.